Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În fiecare an, pe 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Noastre. Ziua Limbii Noastre, cea române. Eu nu cunosc altă țară care să-și sărbătorească Ziua Limbii. La noi și imnul țării este limba noastră. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Folclorul nostru este de neîntrecut în materie de expresie poetică și au recunoscut-o toți poeții. Ia ascultați, la noi omul cât e viu cântă și pentru pustiu. Numai când e mort nu cântă, dar și atunci stă și ascultă. Geniale versuri populare ale moșilor și strămoșilor noștri care au trecut peste milenii. Sau iată alte versuri, alte rânduri. Frunză verde de alun, face-te-ai grâule bun, cum merge mândra pe drum și să stai la secerat ca mândra la sărutat. Nu mai vorbesc de Miorița, balada Miorița, sau Meșterul Manole, sau Toma Alimoș, sau atâtea și atâtea alte perle, alte capodopere ale folclorului nostru. Multe din ele, ferește că le-ați urmărit, le-ați admirat în cadrul emisiunii noastre Evantai Folcloric, stimați telespectatori, cea mai recentă, apariția la una din ele, a inegalabilei Suzana Popescu, cu un recital de balade. Inegalabila Suzana Popescu din legendara Tălâncuță. Și aici vroiam să ajung. Ce aș fi putut invita eu? Pe cine aș fi putut invita eu astăzi la emisiunea noastră dedicată limbii noastre, cea române? Ferește că tot din legendara Tălâncuță, tot discipolii Măriei sale, Andrei Tamaslăcaru. Andrei Tamaslăcaru, care o viață întreagă a alergat după un cântec. O viață întreagă a cutreierat satele noastre, adunând cântec lângă cântec, perlă lângă perlă și nu de unul singur, ci împreună cu discipolii domniei sale, împreună cu membrii ansamblului Tălâncuța. Astăzi, stimați telespectatori, ne întâlnim cu surorile Osoianu, toate cinci, ne întâlnim cu Nicolae Grebincea, împreună cu plăieșii domniei sale. Vom asculta mai multe cântece, mai multe melodii, alese cu multă migală, special pentru emisiunea noastră de astăzi. S-ar putea să fie un balzam peste sufletele noastre. Ceea ce vom auzi astăzi, ceea ce vom asculta astăzi, nu auzim și nu ascultăm în fiecare zi, pentru că emisiunea noastră de astăzi este o emisiune dedicată, o emisiune omagiu limbii noastre, cea române, este o emisiune de sărbătoare. Trăiască limba noastră, cea română! N-ai văzut oițile mieli, n-ai văzut oițile mieli.
limba este comoara neamului nostru și noi, artiștii, suntem, este frumos și suntem obligați să cântăm melodiile noastre în limba maternă. Și desigur că sărbătorim și noi, surorile, cântând. Această sărbătoare o așteptăm cu nerăbdare pentru că venim cu cele mai frumoase melodii pentru publicul nostru drag. Un cântec care ne reprezintă, Ciobăneasca, care o cântăm de la începutul activității noastre și sperăm publicului să-i placă. Eu împreună cu surorile mele sigur că o să merg la toate spectacolele pe care le avem și trebuie să ne onorăm toate invitațiile pe care ni le-a dat Dumnezeu de sus. Cred că vara asta a fost cea mai fierbinte din toți anii. Am avut foarte multe spectacole aici în Republică, cât și în România. Ultimul, cel mai important, poate că pentru noi, a fost Antoldul, unde am cântat împreună cu Vicente Siente și cu Irina Rimes. Și noi am deschis foarte frumos o jumătate de oră în scenă, vă dați seama, era o euforie acolo întreagă. Și cel mai important că am cântat un cântec foarte vechi din repertoriul nostru, La Oi, La Oi. La Oi, La Oi, măi Ioane, nu la fetii sub obloane, du 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 du
facem parte dintr-un neam frumos, că avem o limbă care a stat la baza mai multor limbi europene, că avem această necesitate de a veni cu frumos în lume prin intermediul ansamblului Plăieșii și prin intermediul limbii noastre române, care ne scoate în lume și care ne face să fim mândri că facem parte din această limbă și din acest popor extraordinar de frumos. Este această necesitate de a bucura lumea, mai ales cu cântecul și jocul nostru tradițional, pentru că se simte această lipsă de cântec popular în cadrul emisiunilor radio și TV și este puțin trist, pentru că dacă n-am avea acest folclor și dacă n-am avea aceste mostre de cultură tradițională cântată, vorbită, atât de frumos... Asta este cel mai frumos și este ceea ce ne reprezintă pe noi, pentru că trebuie să conștientizăm că avem o misiune foarte importantă de a duce limba română în masă și de a încerca să o facem cât mai frumos, cât mai vesel și cât mai onorabil, pentru că este lumea care are necesitate de această limbă română vorbită frumos și cu drag. Și de acest cântec. Și de acest cântec și de acest dans tradițional. Cu siguranță că mi-este dragă această sărbătoare, pentru că în limba română am crescut, asta este limba noastră maternă, în ea și la propriu și la figurat îmi cânt în fiecare zi limba română, în ea plâng, în ea cânt, în ea mă bucur, în ea mă îndrăgostesc, în ea mi-este dor, în ea sunt trist și toate ofurile și toate bucuriile le împărtășesc în această limbă frumoasă, melodioasă, cu un dulce dor. În sfârșit ne-am bucurat toți artiștii de o ploaie de evenimente și suntem foarte supra-solicitați, dar venim cu drag, pentru că ne-a fost foarte mult dor de public, de scenă, de cântec, de drag, de voie bună. Asta-i mândra batonori, că-i cunosc eu ochișori. Asta-i mândra o cunosc, că la mine în braț o fost. Doi mă leagă
mândroile cu. Și-mi descuie lăcatul măi. Vine-ți mândro rochița și-mi deschide temnița, da, și-mi deschide temnița. Veniți mândro papușe și mă scoate de a ieși. Veniți mândro bărbătă și mă scoate de la râu, da, și mă scoate de la râu, mă. Veniți mândro bărbătă și mă scoate de la râu, dar și mă scoate de la râu, mă. Zi și noapte stau legat, Doamne, cât m-am săturat. Lanțurile-au rugenit și carnea mea putrezit, dar și carnea mea putrezit, mă. Un pic de greu, merg cu drecile la râu.
mestier și limbând. La 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 la. Iubesc țara, îmi iubesc limba cea română, care nu este doar un dor, este acel grai, acea formă de exprimare care ne unește, care ne împărtășește atât sentimentele profunde ale sufletului, cât și cele de exprimare, de cultură, de, care să ne unească la o, de ce nu și la o veselie, să comunicăm cu mare drag în limba noastră cea frumoasă și dragă. Suntem solicitați cu mare drag de publicul care ne iubește, evident, dar asta și este ceva pozitiv, ceva frumos, pentru că de dragul lor, pentru ei, deci pentru public, suntem mereu la datorie și exprimăm cântecul, limba, neamul, tradițiile și autenticul nostru românesc. După mine este cea mai dulce și cea mai melodioasă dintre toate limbile de pe glob. De-a lungul istoriei a fost supusă mai multor încercări și necătând la faptul că multe popoare au, să spunem, interferat această zonă, acest spațiu, Carpato-Danubiano-Pontic, noi am rezistat și am rezistat anume prin tradițiile noastre, prin această limbă care este vorbită în mai multe graiuri. Noi aici o vorbim așa în dulcele grai moldovenesc, cum se spune, dar pe tot teritoriul României Mari este prezentă și a rezistat în timp. Asta este cel mai important și asta ne-a făcut să ne păstrăm ca și popor și cred că asta ne va salva. Ne-a salvat și ne va salva în continuare. Zi frunzuliță, troscoțelul măi, zi când eram mai mititelul măi, zi când eram copil micuț, umblam pe afară de sculț și toți îmi spuneau puiuț, și toți îmi spuneau puiuț, măi, măi. Zi frunzuliță, troscoțelul măi, zi când eram mai tinerelul măi, zi oane de mă culcam dormemu, și ce mi-era drag iubiemu, lansuratul mă gândiemu, lansuratul mă gândiemu, măi măi. Zi troscoțel de pe cărare, măi, zi de când sunt bărbat în stare, măi, zi tropul meu hodin în are, și mâncarea-i picărare, și hodina-i picălare, dar dragostea marginare, măi, măi.
ți-i troscoțel în roura măi, zi-i pruncii sau în străinat măi, zi-i grijă-li-s mișe sote, dorurile-s tot mai multe, da, dragostele prea scurte, da, dragostele prea scurte, măi, măi. Frunzuliță troscoțelul măi, zi nepoței îmi zic bunielul măi, zi numai dorul mă mai poartă, trupul mi stan de piatră, povarăs la lumea toată, povarăs la lumea toată, măi, măi. Zăi numai dorul mă mai poartă, trupul mi stan de piatră, povarăs la lumea toată, povarăs la lumea toată, măi, măi. Și mă ia la dânsa în casă, hai le le le, hai le 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 le. Că așa-i Doamne dragostea, leagă frumosulia, hai le le le, hai le 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 le. De drag dorul de se leagă, va ține și-o viață întreagă, hai le le le, hai le 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 le. De la lelea cu răduci, de la dânsa
ciuc, să merg să mă spovedesc, măi. Lai, 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 la, 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 la. Mi-au mâncat fetele bani. La bărădeiu cel din bani mi-au mâncat fetele bani. Lasă, lasă să-i mănânce, că le-a fost gurița dulce. Lasă, lasă să-i mănânce, că le-e gurița dulce. Dacă-și mă la Mărioara, mă duceam în toată seara. La bărădei la Măriuța, acolo goleam cu muță. Cale. La bărădeiu cel din mare, mi-așa mândruța în cale. La crâșmă, la Mărioara, mă duceam în toată seara. Toată vara am băut, cu mărița-mi petrecut. La bărădeiu, la Măriuța, acolo goleam cu muța. Banii toți am cheltuit, cu mărița m-am iubit. Hăi, hăi, banii mei, banii mei, la Mărița, la bărădeiu. Și prăvălia ca să-mi plătesc datoria. Aseară și-alaltă seară a fost la Mărița iar. Mărița m-a sărutat, cu gura m-a fermecat. Și când m-am trezit aseară, pungurița era goală. Bălișorii toți am dat pentru un dulce sărutat. La bordei, la Măriuța, acolo goleam punguța. Banii toți am cheltuit pentru o țără de iubit. Se pot veseli și o mie, trai la da. La casa de omenie, dai re 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 na na da. Se pot veseli și o mie, trai la da. La casa cu oameni răi, trai re 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 na na da. Nu se vesele spișei, trai la da. La casa cu oameni răi, trai re 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 na na da. Nu se vesele spișei, trai la da. La casa cu oameni buni, dai re 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 na na da. Veselia ai până luni, trai la re 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 da. La casa cu oameni buni, dai re 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 na na da. Veselia ai până luni, trai la re 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 da. Că vă spățu veselos, trai re 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 na na da. Ui de omul mâinios, trai la re 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 da. Să iau păcărelul tot, trai la re 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 da. Sos de mână, sos de cot, trai re 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 na ta. Să iau păcărelul tot, trai la re 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 da.
sus de cot, mai sus de mână, dai le 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 la dai da, doar cu mândra mea și-ai bună, dai la le 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 da. Sus de cot, mai sus de mână, dai le 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 la dai da, doar cu mândra mea și-ai bună, dai la le 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 da. Mândruliță arătoasă, dai le 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 la dai da, eu cu tine aș face casă, dai la le 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 da. Mândruliță arătoasă, dai le 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 la dai da, eu cu tine aș face casă, dai la le 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 da. Eu îs cu frumos în lume, dai le 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 la dai da, și n-ascult de gura lumii, dai la le 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 da. Și spun, dai le 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 n-am dai da, cel frumos alege bun, trai la le 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 da. Ascultați-mă și spun, dai le 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 n-am dai da, cel frumos alege bun, trai la le 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 da. Ori tu alegi rău, dai le 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 n-am dai da, dar el nu-i din neamul meu, trai la le 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 da. Ori tu alegi rău, dai le 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 n-am dai da, dar el nu-i din neamul meu, trai la le 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 da. Cel ce n-are drag de viață, trai le re re na dai da, nu știe a strânge în brațe, trai la re 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 da. Cel ce n-are drag de viață, trai le re re na dai da, nu știe a strânge în brațe, trai la re 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 da. Nici nu zic de altceva, trai le re re na dai da, că s-ar mântui lumea, trai la re 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 da. Poate așa ar fi mai bine, trai le re re na dai da, că doar frumos o rămâne, trai la re 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 da. Cei din zece lume re, trai le 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 la dai da, nu știe singur ce vrei, trai la le 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 da. Că mie îmi pare bună, trai le 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 la dai da, și așa o să rămână, trai la le 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 da. Una din toate cele 360 și de zile ale anului, sărbătorim ziua limbii noastre, ziua limbii noastre, cea a române. Celelalte zile ale anului, stimați telespectatori, în acele celelalte zile, s-ar cuveni să muncim, să trudim, să lucrăm, să ne străduim ca să facem limba noastră, cea română, o limbă cât mai frumoasă, cât mai bogată și cât mai curată. Cum? Citind. Citind cât mai multe cărți, pentru că în cărți este toată înțelepciunea. Deloc întâmplător, stimați telespectatori, filmăm această emisiune la Muzeul de Literatură Alexandru Donici, nu departe de Chișinău. Vă amintiți dumneavoastră ce spunea Marele Eminescu, Marele Mihai Eminescu despre Donici? Donici, cuib de înțelepciune. Și dacă am ajuns astăzi la Muzeul Alexandru Donici, stimați telespectatori, vă invit să intrăm înăuntru. În această casă s-a născut și a locuit Alexandru Donici, cuib de înțelepciune. Cum a ajuns Alexandru Donici cuib de înțelepciune? Pentru că la viața domniei sale a citit multe, multe, multe cărți. Da.
La mulți ani, limba noastră cea română! Yeah.